cum arată prețurile roșiilor la noi comparativ cu alte țări din Uniunea Europeană? Păi, în România, în perioada asta de câteva zile, în special de la începutul lunii septembrie, prețul a crescut un pic. Cu alte cuvinte, la raft, adică la utilizator, la consumator, la market, la supermarket, prețul este undeva la 5 lei la tomate și 3,50 lei, aș putea să spun, la calitatea a doua. La consumator, la producător, la poarta fermei, în sudul României, special aici în bazinul legumicol Vidra, Vărăști, Valea Dragului, Herăști, prețul este undeva la între 2,50 lei și 3,50 lei per kilogram. În Oltenia, am vorbit cu fermierii de acolo, cu producătorii, și prețul este situat la poarta fermei undeva la 2,50 lei. Ei au niște costuri de transport mai mari un pic. Cu alte cuvinte, trebuie să vândă un pic mai ieftin ca să acopere și costul de transport până la supermarketurile din București, unde piața este mai mare sau cererea este mai mare. Și atunci, celelalte țări din Uniunea Europeană, cum ne situăm? Comparativ cu țările din Uniunea Europeană, în perioada iulie-august, când oferta din România de tomate a fost mai mare pentru că au fost cultivate sau recoltate tomatele din câmp, atunci prețul în România a fost mult mai mic comparativ cu țările din regiune sau din Uniunea Europeană. Spre exemplu, în România prețul a fost undeva la sub 40 de cenți, da? 0,4 euro per kilogram. Comparativ cu Ungaria, unde a fost undeva pe la 0,6, sau cu Spania, unde a fost 0,7-0,8, sau chiar Germania, de unde noi importăm, unde a fost prețul undeva la 0,8 euro per kilogram. Franța, spre exemplu, a avut un preț mai bun, peste 1 euro, 1 euro jumate. Însă și în România a început să revină puțin, să zic așa, să crească puțin prețul tomatelor, pentru că au dispărut tomatele care se cultivă în aer liber, în câmp. Au mai rămas tomatele din spații protejate. După cum știm, în spații protejate avem un control mai bun asupra bolilor și dăunătorilor, asupra controlăm mai bine producția, avem irigație prin picurare, fertirigare, totul este sub control și atunci putem să avem o producție pe o perioadă mai lungă. Cu alte cuvinte, practic avem cam cel mai mic preț al roșiilor din Uniunea Europeană, dacă ar fi. Da, din păcate avem cel mai mic preț din Uniunea Europeană, cu toate că România are un necesar de consumă cam 800.000 de tone de roșii pe an. Din păcate importă undeva la 100.000. Astea vin undeva din Turcia, o țară non-UE, unde nu avem un preț. Niciodată nu știm care e prețul la poarta fermei. Piața din România este invadată de roșii din Turcia. Mai avem import din Polonia, unde știm foarte bine că fermierii polonezi nu numai că au subvenții foarte bune, dar au absorbit fonduri europene într-un procent destul de mare și au modernizat suprafețele care sunt în spații protejate. Asta a fost cel mai mare avantaj. Și îmi cer scuze o secundă. Trebuie să tăiem aici, pentru că mi-a pornit televizorul fără să... Ok. Vreau să spui un pic, știi și prețurile, că practic importăm și alea din import au un preț mai mare decât ăsta. Știi, să atingem cumva și partea asta. Sigur. Poți să rei, că întrebarea mea oricum nu o să se audă. Da. Cu toate că prețurile din Uniunea Europeană sunt mai mari, România, neputând să producă tot necesarul, deci undeva la 700.000 de tone sunt produse de România și necesarul e de 800.000, 100.000 le importăm. Cele mai multe, cam 50.000 de tone le importăm din Turcia, unde nu avem un preț controlat la poarta fermei. Cu toate că avem un transport foarte lung de 1000 de kilometri din Turcia până în România,
totuși ele sunt competitive, deci vin sub prețul de vânzare la poarta fermei din România. Deci în Turcia nu știm care este prețul la poarta fermei, dar în schimb știm în Ungaria, unde prețul a fost undeva situat la 50 de cenți, 60 de cenți per kilogram. Deci un preț mai bun ca în România și totuși avem import din Ungaria. În Spania, cu 0,7 euro, cu 70 de cenți, avem roșii pe supermarketurile din România și mai avem roșii din Polonia sau din Franța, chiar și din Germania, unde prețurile sunt mult mai mari, 70-80 de cenți, pornesc de acolo. Care este problema? Exact. Noi avem roșii mai ieftine, dar totuși importăm. Da. Care este problema? Avem o subvenție mai mică pe suprafață de la APIA și programul ăsta de minimis, anul acesta, nu a mai avut două componente, una de primăvară și una de toamnă-iarnă. Avem subvenția, așa zisă, subvenție de minimis, programul Tomata, care acum s-a extins la mai multe legume, pentru o suprafață de 1000 de metri în spații protejate, cu o cantitate minim obligatorie. Problema nu este cantitatea pe care trebuie să producem. Problema este perioada în care trebuie să desfacem. De ce? Suntem obligați să vindem în perioada 2 noiembrie, 2 decembrie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în România temperaturile sunt scăzute, iar fermierii trebuie să își încălzească spațiile protejate. Asta înseamnă un cost de producție mai mare. Deci după ce avem un cost de producție mai mare, vindem și la un preț mai mic. Asta e un paradox. Practic singur ne facem rău, că astea sunt politici interne. Nu sunt impuse de la Bruxelles. Sunt doar notificate acolo. Deci, cred că soluția ar fi ca perioada asta de desfacere să nu se mai ducă în 2 decembrie, să vină un pic mai în toamnă, unde e un pic mai cald, ca să avem un cost de producție mai mic. Și atunci poate că prețul, costul de producție ar fi mai bun și prețul ar fi unul corect. Perfect. Păi cred că am acoperit cam tot ce era. Oricum la noi la știri știi că intră. Da, știu. Dacă vrei și crezi că te interesează să-ți rămână, da, eu pot să-ți iau și două imagini de la poartă unde avem o tarabă cu legume și prețuri. Și o fată care vin de acolo, dacă vrei să le pui, eu știu, pe fund. Da, crezi că ar vrea să o filmezi? Dacă vrea să o filmezi, dar doar să o filmezi landscape. Adică invers. Sigur, știi? Landscape, știu. Știu că... Să facă poșile, dacă o filmezi și dacă te ajută cu ceva, folosești. Dacă nu te ajută, da, nu e nicio problemă. Dar e păcat de ele pentru că sunt la poartă, sunt expuse. Da. Avem prețurile pe el și ele sunt prețurile de acum. Da. Da. La consumator. Da. Roșii produse aici, în solar. Dar în ce zonă ești tu? Sunt în zona Herești, adică în bazinul legumicol Vidra. Localitatea așa, Vidra, Vărăști, unde e Carrefour Vărăști, Vidra, da, Vărăști, Valea Dragului, Herești. La 25 de km de București. Da, am înțeles. Ok, bine, păi filmează-o și trimite-mi, că cred că mă ajută, sigur. Da, opresc, mă duc la o filmez un pic și dacă te ajută, cu drag, da, bine? Din suflet, pa, pa, zi bună!